tare și eu. Da, da. Da. Se creează într-adevăr un ușor disconfort pentru instituțiile și agenții economici care își desfășoară activitatea în piața centrală și chiar pentru cumpărători, dar se încearcă pe cât posibil ca lucrările de modernizare să nu blocheze complet activitatea din zonă. Echipele administrației domeniului public și privat au început derularea primei etape a procesului complex de modernizare a pieței, plan propus de municipalitate anul trecut. Circa 40 de muncitori lucrează într-un ritm alert la construirea noilor trotuare, la extinderea părții carosabile și la înlocuirea vechilor stâlpi de electricitate cu stâlpi ornamentali din fier forjat. Am început execuția efectivă și, după cum ați putut observa și după cum se poate observa, pe strada Nicolae Bălcescu, pe toată lungimea pieței centrale, se execută lucrări la partea de carosabil și trotuare. Totodată se efectuează lucrări de modernizare a iluminatului public și de eliminarea cablurilor electrice aeriene, în așa fel încât, printr-o coordonare atentă, putem să lucrăm concomitent pe mai multe planuri și să transpunem în practică mai multe proiecte. Încercăm pe cât posibil să nu perturbăm prea mult activitatea instituțiilor care funcționează în zona respectivă și a agenților economici care funcționează acolo. Încercăm să grăbim în așa fel încât acest proiect să se materializeze cât mai rapid pentru a reda circulației zona respectivă. Conducerea administrației domeniului public și privat Giurgiu estimează că lucrările vor dura circa o lună, iar construirea noilor căi de acces și a parcărilor aferente din fața cofetăriei și a farmaciilor se va finaliza în aproximativ două luni.